ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești invitație la frumos, spectacol de muzică și poezie cu actorul Radu Gabriel. Curtea de apel Bacău a anulat concursul pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău. Copil de 3 ani cu intervenție pe cord depistat cu COVID-19, transferat de urgență la Iași. De Ziua Culturii Naționale la Onești avem parte de o invitație la frumos. Este vorba de un spectacol de muzică și poezie. Peste cea mare a fost anunțată chiar de către primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină. Realizarea sau nu a acestui eveniment a fost discutată în ședința de Consiliu Local și s-a desfășurat luni 10 ianuarie. Așadar, vineri 14 ianuarie, de la ora 17:30, ne vedem la sala de concerte a Bibliotecii Municipale Radu Roseri Onești cu invitatul special, actorul Radu Gabriel. Veste bună dinspre Spitalul Oneștean. Aceasta a fost transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Cu puternică implicare și cofinanțare din partea Consiliului Județean, dar și cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Local Onești și al întregului personal al Spitalului Municipal Onești, lucrările de modernizare și eficientizare la unitatea spitalicească sunt în grafic și în plină desfășurare. Valoarea proiectului este de aproape 32 milioane de lei, TVA inclus, și constă în reabilitarea termică, respectiv anvelopare, față înlocuire, tâmplărie, înlocuire, instalații sanitare, termice, dar și instalații electrice, reparații la acoperiș, realizarea iluminatului cu LED, sistem fotovoltaic, centrală termică, a mai menționat primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Curtea de apel Bacău a anulat concursul pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău. Medicul bacăuan Sebastian Hriban a câștigat în instanță împotriva Spitalului Județean de Urgență Bacău, a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău, a Comisiei de Concurs pentru ocuparea postului vacant de manager al Spitalului Județean Bacău, dar și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de manager al Spitalului Județean Bacău. Curtea de apel a anulat pe 11 ianuarie concursul pentru postul de manager al Spitalului Județean Bacău. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că doctorul Hriban a făcut mai întâi contestație la Comisia de Evaluare, după care s-a adresat instanței de judecată. A pierdut pe fond, însă a câștigat recursul. Pentru ocuparea funcției de manager s-au înscris 3 candidați. Este vorba de Adrian Popa, actualul manager, doctorul Geta Drăghici, medic primar obstetrică ginecologie, și doctorul Sebastian Hriban, medic primar neurochirurgie. Instanța a decis: anulează concursul pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică desfășurat în perioada 30-12-2020, 22 februarie 2021, anulează rezultatul soluționării contestației și procesul verbal din data de 19 februarie 2021, a decis Curtea de Apel Bacău. Astăzi am reușit în instanță anularea concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău, o mascaradă organizată anul trecut. Felicitări doamnei avocat Camelia Bălan, un an 2022 plin de realizări tuturor, menționa doctorul Sebastian Hriban. Veste bună, adolescentul dat dispărut pe 2 ianuarie a fost găsit teapăr și nevătămat. La data de 10 ianuarie, minorul a fost depistat în Episcopia Bihor la controlul poliției de frontieră ca fiind pasager în trenul de pe ruta Cluj-Napoca-Viena. Tânărul a fost preluat de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și internat într-o unitate din cadrul DGASPC Bihor. Se arată în informarea transmisă de către purtătorul de cuvânt al IPBJ Bacău, inspector principal de poliție Cătălina Păduraru. Reamintind telespectatorilor noștri faptul că polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția lui Tomozei Constantin, de 16 ani, din Bacău, județul Bacău. În seara zilei de 2 ianuarie, tânărul a fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu. Miercuri 5 ianuarie, de la ora 12, în sala multimedia din cadrul Centrului Cultural Lira, a avut loc semnarea contractului de execuție, lucrări pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului, proiect în valoare de aproximativ 11 milioane de euro. Mai multe detalii în minutele următoare. Vă felicit și eu, domnul primar. Salut întreaga echipă de proiect. Pe mare parte dintre dumneavoastră vă știu. Cu ceva în urmă am lucrat și eu aici la mâine și sunt mândru că acele idei pe care, cred că mai bine de 7-8 ani în urmă, le-ați lansat, fie că erați consilier, viceprimar sau primare, astăzi devin realități. Cred că cea mai mare mulțumire pentru
un om care lucrează în administrație este ca în urma lui să rămână în parte. Și cu toții sunt întrebători, dar deciziile pe care ni le asumăm la anumite momente pot fi benefice pentru întreaga comunitate și, de ce nu, pentru întregul județ. Pentru că în Moinești vin foarte mulți turiști, vin foarte mulți oameni din județul Bacău sau din țară. Și cu toții vor beneficia de aceste realizări ale dumneavoastră. Nu mă port tare mult că și domnul președinte al Consiliului Județean este astăzi aici alături de noi și mi-aș dori, domnul președinte, să participați la orice fel de proiect de acest gen și de câte ori la Rămânești voi avea ocazia vă voi invita, pentru că dăm un exemplu de unitate, cu toți avem același scop, indiferent de culoarea politică, să facem ceva pentru cetățenii care ne-au votat. Felicitări, așa cum vă știu eu, ambițiile domnului primar, cu siguranță veți duce mai departe ideile care știu că nu sunt puține în lista dumneavoastră de pentru anul 2022 și așa mai departe. Să ne țină Dumnezeu sănătoși pe toți, să ne dea înțelepciune, pentru că sunt momente în care avem nevoie de înțelepciune, să fim și curajoși și, așa cum spuneam, haideți să ne dăm cu toții mâna și să facem ceva pentru comunitățile noastre. La mulți ani cu dată și multă sănătate. E de momentul important de astăzi. Cum vă spuneam, ne străduim să construim un municipiu modern. Un municipiu în care cetățenii să aibă condiții optime de trai și cetățeanul rămâne în prim plan pentru noi, cei care lucrăm în administrație, cei din executiv, cei din Consiliul Local și chiar de către mine, primarul municipiului Moinești. De aceea, noi avem și un slogan, promovăm valorile, stimulăm competiția, construim viitorul. Cred că dacă vom merge pe acest căpeaș, cu siguranță municipiul Moinești va avea un viitor mult mai bun decât l-am găsit în 2008 și mult mai bun decât acum. Îl invit alături de mine, reprezentantul constructorului, pentru a semna și documentele și, cu siguranță, zilele următoare, va fi alături de noi la o ședință de lucru, prin care să stabilim graficul de execuție și să demarăm și lucrările, dacă timpul ne va trebui. Da, în
încheiere, încă o dată vreau să vă mulțumesc, să urez succes echipei care se va ocupa de implementarea acestui proiect și nu mai pot, pentru că vor fi implicați mult mai mulți salariați de executiv. Să mulțumesc și Consiliul Local, pentru că vom avea o implicare comună în continuare. Să mulțumesc invitațiilor și aștept la viitoare contracte și asigur că nu vor fi puține amasă în perioada următoare. Mulțumesc, o zi bună tuturor! Bacău, copil de 3 ani cu intervenție pe cord, depistat cu COVID-19. Zilele trecute, un copil de doar 3 ani cu grave probleme de sănătate a fost operat pe cord, a ajuns la urgența Spitalului Județean Bacău prezentând simptome de răceală. Fiind testat, acesta a fost depistat pozitiv COVID-19 și pentru că nu a fost făcută secvențierea, nu se știe cu ce variantă de coronavirus. Starea copilului, nefiind una bună, a fost transferat de urgență la Iași, mai ales că a suferit și o intervenție pe cord. La momentul de față este monitorizat și de medici de la Târgu Mureș, a declarat Mirela Româneț, portătorul de cuvânt al Spitalului Județean Bacău. Pacienții pozitiv COVID pe zona roșie Adriei avem 3 copii, un pacient fiind în stare critică. Acesta are 3 ani și a avut o intervenție pe cord deschis în antecedent. Copilul a fost diagnosticat pozitiv la Bacău, a fost transferat către noi pentru că și-a declinat competența. Se aplică tratamentul specific COVID, urmând să fie transferat în străinătate pentru o nouă intervenție pe cord deschis, a declarat Alina Belu, purtător de cuvânt al Spitalului Iași. Bacău conducea cu permis fals. Pe 9 ianuarie, în jurul orei 7:30, un echipaj de poliție din cadrul biroului rutier Bacău a depistat pe strada Calea Moinești din localitate un bărbat de 35 de ani conducând un autoturism, iar pentru control acesta a prezentat un permis ce părea a fi emis de autoritățile poloneze. În urma verificărilor s-a stabilit că cel în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, documentul prezentat neavând elementele de siguranță. S-a întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunilor de conducere a unui pe vehicul fără permis, permis fals, material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Doi tineri din Bacău au fost prinși conducând sub influența drogurilor. Pare incredibil, dar luni 10 ianuarie, doi tineri din Bacău au fost prinși conducând după ce au consumat droguri. La data de 10 ianuarie, în jurul orei 3:30, un echipaj de poliție rutieră din cadrul biroului rutier Bacău au depistat în trafic pe strada Ștefan cel Mare din localitate un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,00 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, după ce a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul a ieșit unul pozitiv. Tânărul a fost condus la spital unde i s-au recoltat mostre biologice. În cauză a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive. În aceeași zi, 10 minute mai târziu, o patrulă de poliție din cadrul secției 2 Poliție Bacău au depistat tot în trafic, tot pe strada Ștefan cel Mare din localitate, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani. Conducătorul autoturismului nu se afla sub influența alcoolului, însă conform testării cu aparatul drug test, rezultatul a ieșit unul pozitiv. Tânărul a fost condus la spital unde i s-au recoltat mostre biologice. Cercetările au fost preluate de către polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Bacău, care au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive, mi se arată în comunicatul de presă. Ucisă de iubit într-o criză de gelozie, șocant. Un băcăuan de 53 de ani și-ar fi înjunghiat mortal iubita. Gestul extrem ar fi fost provocat de gelozie. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Victima a fost iubita bărbatului, o femeie de 40 de ani. Suspectul o acuza mereu că îl înșela, iar de multe ori vecinii povestesc că o și lovea. Se pare că anul trecut femeia a obținut un ordin de protecție împotriva acestuia. Rudele spun că cei doi erau împreună de un an și cu toate acestea se certau des, iar asta din cauza geloziei. Duminică bărbatul a ucis-o pe femeia de 40 de ani, apoi mers în sat plin de sânge și a spus celor întâlniți pe drum ce a făcut. A spus la niște oameni de acolo că era plin de sânge pe mâini și că a omorât-o și și-a luat de grijă. Oamenii au venit și s-au dus la sora ei, spune o vecină. Fratele femeii spune că l-a dat la poliție, iar poliția i-a pus în vedere să nu mai vină la ea. Păcat că era o femeie bună, gospodină, nu se certa cu nimeni. Își făcea treaba acasă, spune un alt vecin. Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru omor.
Dărmăneșan aflat la muncă în Spania, jefuit tot de români. Sâmbătă 8 ianuarie, un tânăr de 36 de ani dărmănești, în timp ce se afla la muncă în Barcelona, a fost jefuit de alți 3 români. Tânărul dărmăneșan se întorcea acasă de la serviciu, unde lucra ca barman, în jurul orelor 23, când 3 bărbați români l-au acostat și prin forță i-au furat telefonul mobil, actele personale, permisul de muncă și cardul bancar. Poliția spaniolă a început cercetările în acest caz. Joi 13 ianuarie, cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 1-2 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la minus 11 grade Celsius. Vineri 14 ianuarie, cerul va fi în continuare senin, cu maxima zilei ce ajunge până la valori de 6-7 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la minus 2-3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.